Dragi prieteni, suntem din nou pe canalul Doamna Elena de la Strehaia. Să vedem ce fac fetele, ce faci, mami. Uite ce fac cu iarba din dar. A, cu mâna. Ai dat cu Dar nu elbicii și a plouat, a? da. Și acum a luat cu mâna. A spălat tot Cu unghii. elbicidul a spălat. Cu unghii, nu cu mingi. Arată Mai și nou, în rupturile la 2022. ce am făcut astăzi. Eu cu Andreea. Vai, vai. Fac curonturile. Fac curat de sâmbătă. Acum vine sâmbătă. Ziua lui bunicul Conea. Pe 15, nu? Când pică sâmbătă Maria? Nu știu. Când pică sâmbătă Maria, bunico? Luni. Ce faci, babo? Nu fac unghiile. La salon nu mergi. Mă duc și la salon. Dar te faci tu acum acasă, că ca să fii frumoasă, să te vadă invitații. Mergem după Mădălina, că s-a dus să spun la Gene. Gene. Mergem după ea. Vreau și eu Gene. Da. Ai dat vestea la prieteni că s-a dus Mădălina să-și pună Gene. Da. Să meargă la botez. Da. Mădălina. Ce faci, dragă? Veniți la vecini? Veniți la vecini? Ce faci, fată? Cea mai tare tiktokăriță. Uite-l pe bebe. Ia oprește să mă iau de el. Tu de ce nu te duci și spui la alții? Mă duc și eu, mă duc la botez. Pe bune! Hai să mâncăm oaie, să mâncăm, să bem cu neamurile noastre. Și noi avem neamuri acolo. Uite, Roni, unde stă. Dragi prieteni, ne plimbăm așa de seară și șmecher. Vai, dar unde mă duci? Unde mă duci? Mergem în parc? La fratele tău acasă. Da? Mă duci la fratele tău acasă. Fratele. Mă duci la fratele tău acasă. Da. Am vrea noi să mergem acum. Da. Să ne plimbăm în mall. Prieteni, cred că aici n-a mai filmat nimeni pe străzile astea. Dar în Gogorea. Da, bravo.
Acum nu mă faci, nu mă faci stânga. Da. Ca sunt cu avizul, văd. Du-te mai în față, că nu mă faci stânga pe colț. E. Ia gata. Este motorită. Hai, am bol, da. Da, de crentă, de crentă. Hai. Ce și-a pus? Jeanne. De care? Da, Jeanne. Faci Jeanne cu mașina, te zici că... Jeanne, Mădălina. Încet, încet cu gropile astea. Da. Mădălina și-a pus Jeanne. Jeanne, Jeanne. Gene false. Gene false. Ba nu, sunt adevărate, sunt fir cu fir. Da. Eu n-am mai fost niciodată pe aici, ba, mai fost. Da. Uitați. Mădălina, vreau să-mi faci și unghiile, n-are cine să-mi depăt. La Victorița. Da. Du-te la Victorica. La Victorica. La Ciochiuț. Bine că nu mâncai. Nu, rău. Păi. Nu mă îngurci. Stai puțin după. Faci, pui. La noi și la modă. E drumul prost. Dar e prost, prost. Las că se face și drumul, face odată și odată primar. Aia se e cu asfaltul pe aici. Nu rămâne așa. Ce trebuie aia. A fost o greșeală, ce credeam? A fost o mare greșeală. Dragi prieteni, ne-am ieșit la asfalt, acolo pe unde am luat eu cu Mădălina. N-a fost asfaltat. A venit. Am ajuns acasă, fetele au să fac aici. Mi-au scos toate zambilele. A, de ce le-ai părât? Da, Luca și cu Andrei, a uitat și-a părut. A, e supărată că ți-a scos zambilele. Mi-a scos zambilele, uite ce-a făcut. Dar toate le-a scos cu săpița. Și pe partea asta și pe asta. Salut, salut, boss. Salut, boss. Ce faci, bă? Hai. Bebelușul era ora de plimbare acum? Da. Mergem în parc acum. E 7 ceas. Până are el destul parc, uite, destulă curte, să meargă de colo-colo. Lasă că învăț eu, Andreea, de toate care. Salutare, dragi prieteni! Vă mulțumim pentru urmărire. Pentru urmărire, pentru abonare, doamna Luca. Da. Da, abonați-vă, Andreea, de la Strehaia, vă rog, nu frumos. Să ne dați și nouă clopoțel, să vă apăsați acolo și să spuneți tot ce vreți. Da, vrem mesajele dumneavoastră, urmăririi. Să ne dați mesaje, să spuneți ce facem, cum sunt. Doamna Mândra bea de la fântână. Ce idei aveți, ce să mai înfilmăm. Ce vedeți dumneavoastră, dragi prieteni? Să mai înfilmăm ce rețete să mai facem, că nu mai știm ce să mai facem. Am făcut de toate. N-am băut apă, mai ce era acum. Stropitoarea. Stropitoarea. Ia uitați. Bunica și bebele și nepotul. Bunicuța plimbă nepoțel. Bunica și ăla de la Dulce Cabana și bebelușul, cum zice semnul ăla. O să pune un bio. Plimbă nepoțelul, bunicuța. Mergem în parc. Mergem în oraș. Da. Mergem. Mergem în parc, Aian. A zis că da. Fără noi. Unde mergem? Mergi și tu? Mai târziu un pic. Dar ce ai luminică? E rățită? Nu. Mm.
Dar el nu doarme, el stă treaz. Păi da, e prea acum, da? S-a supărat baba că i-ai scos zambilele din pământ. Din greșeală. Din greșeală, poți să nu se mai repete, doamna Luca. Tu știi ce s-a supărat? Las. Dragi prieteni. Lasă că punem altele. Da. Dragi prieteni. Dragi prieteni, sunt foarte supărată pe Andreea și pe Luca. N-a săpat și ele runtul și mi-a scos toate zambilele. Dar doamna Luca, toate cepile de la zambile le-a scos afară. Ți-a făcut unghiile ea? Mi-am făcut puțin unghiile, așa, eu personal. Nu da. M-am dus la pedicură și manicură. Salutare, dragi prieteni, vă pupăm!